Ortodoxii de rit vechi sărbătoresc în această seară praznicul nașterii lui Isus Hristos după calendarul Iulian, care este decalat cu 13 zile față de calendarul oficial. Și în satul mare există peste o mie de ucraineni care se vor așeza la masă și vor vesti nașterea Domnului prin colinde vechi și strămoșești. Până la miezul nopții, aceștia mănâncă de post, după care gustă din preparatele din carne. Tradițiile sunt păstrate cu sfințenie și se asemănă în mare parte cu tradițiile românilor. Aceștia vor sărbători pe 13 ianuarie și trecerea noul an, când vor deschide o sticlă de șampanie și, -și vor era un an nou fericit.